Alertă maximă în lângă capitală. O explozie a avut loc la o bancă aflată la parterul unui bloc din Otopeni, iar două bancomate au fost aruncate în aer. Cei care au alertat autoritățile au fost chiar locatarii blocului. Se pare că doar unul dintre cele două bancomate a fost furat. Iar o echipă de pirotehnici se află acum la fața locului. Cătălina Zinică îi vine cu noi informații. Bună dimineața, Cătălin, te ascultăm. Bun găsit. Cele două bubuituri s-au auzit în jurul orei 5 pe care le-au sesizat vecinii și care au alertat, așa cum spuneați, autoritățile. Imediat ce au coborât la parter, au putut vedea că banca de la parterul blocului era efectiv explodată, fațada, geamurile băncii putând fi găsite pe stradă, așa cum se poate vedea în imagini. În primă fază, poliția a fost reținută cu privire la a se pronunța dacă este vorba despre o spargere sau nu, cu toate că toate indiciile duceau către această ipoteză. Totuși, mai târziu a apărut informația conform căreia doar unul din cele două bancomate a fost furat, ceea ce cumva confirmă faptul că vorbim despre o spargere. În urmă cu aproximativ un an, dacă ne amintim, a avut loc un episod cel puțin similar pe Bulevardul 1 decembrie 1918, în zona Titan. Acolo, la fața locului, se mai ridică probe. Ce se întâmplă? De față, echipa de pirotehniști din cadrul Brigăzii Antiteroriste a Serviciului Român de Informații cercetează la fața locului și încearcă să obțină probe cu privire la modul în care s-a produs explozia. Am înțeles, mulțumim foarte mult, Cătălina Snic a fost în direct. Vă reamintesc, în jurul orei 5 a fost dată alarma. Două bancomate au fost aruncate în aer la o sucursală a unei importante bănci din Otopeni. Locatarii au fost evident speriați, vorbind de o sucursală aflată la parterul unui bloc cu 3 etaje. În acest moment se preiau probe de la fața locului. Anchetatorii vor încerca să afle ce s-a întâmplat acolo și cine sunt cei vinovați. Evidență și imaginile care vor fi analizate de pe camerele de supraveghere. Așa este, Marius. Iar pentru moment avem ca informație că un singur bancomat a fost extras dintre cele două, care înțelegem că erau la respectiva bancă. Iar poliția ne informează că nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Continuăm acum jurnalul.